46 de cupluri au rememorat clipa în care acum 50 de ani au spus da. Unul dintre cupluri a trecut peste emoții și s-a căsătorit pentru a doua oară în fața ofițerului stării civile, primarul Teodor Neamțu. Iată, în fața noastră s-au prezentat domnul Victor și doamna Maria. A doua oară, prima dată a fost acum 50 de ani, cred că tot aici a fost. Tot aici. De aceea sunt foarte mult să redăm. Știți că o perioadă a fost în primăria nouă, casa căsătorilor, sunt foarte mult să redăm. Pentru că majoritatea medeșenilor sunt legați de acest locaș. Și, în virtutea atribuțiilor pe care le am să întreb cetățene Victor, dă bună voie și ne silidă nimeni ei în căsătorie pe cetățean ca Maria? Cred că da. Cred că da. Prima dată a avut 50 de ani și da, așa tare. Acum ce cred că da. Deci e da. Bineînțeles, nu. Cetățeanca, nu. Cetățeană Maria, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Victor? Da. Nu? Deci iată că după 50 de ani iubirea există și se manifestă și e aceeași hotărâre. Care este secretul longevității acelor 50 de ani? Păi, care să fie, uite, și mai rău și mai bine, am crescut copiii, acum creștem și strenepoți, avem 4. Și am avut 4 nepoți și acum 4 strenepoți. Și uite așa, cu servici, acasă, iar tot așa, uite, o trecut. Cu trecut 50 de ani și ne-am împăcat bine și a venit simbolul ăsta și un bot pentru noi și vă mulțumim. Care este secretul longevității celor 50 de ani de căsătorie? Astăzi, în ghirimele, a spus încă o dată da. Păi, cum să zic? Înțelegere. Înțelegere și în familie să ducem bine, cum am fost până acum. Și de acum am încă până la 75 de ani. E foarte frumos. E foarte frumos. Am văzut și anii trecuți, s-a întâmplat treaba asta și să dea Dumnezeu să se întâmple și următorii ani. În primul rând, ne-a ajutat Dumnezeu de am trăit 50 de ani. Pentru că foarte mulți dintre noi care s-au căsătorit cu noi, au murit soția, au murit soțul și nu mai putut veni aici. Așa că mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns până aici. În restul, trebuie să ai puțină răbdare. Și unul și celălalt. Dacă unul e mai tare, celălalt să fie puțin mai slăbus, ca să cedeze. Că altfel două pietitari nu fac față. Cam ăsta e secretul. Mă bucur că și în acest an am avut posibilitatea de a premia cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. În ședința Consiliului Local de luna aceasta se va aproba, e un punct pe ordine de zi, probabil se va aproba și pentru anul viitor și sper eu pentru mulți ani de aici înainte, pentru că aceste cupluri merită atenția noastră, merită felicitările noastre, pentru că ele simbolizează familia și unitatea familiei, iată, timp de 50 de ani. Sunt oameni care și-au crescut copiii, și-au crescut nepoții, au avut grijă de părinților și care, în ultimă instanță, au avut o contribuție, un aport deosebit la realizarea municipiului Medeș așa cum este. Vreau să le spun încă o dată la mulți ani și sărbători fericite!